Bună seara, stimați spectatori și bun găsit la emisiunea Dincolo de Arenă. Vom vorbi în această seară despre, hai să nu spun două sporturi într-unul, deși fotbal, tenis, toată lumea se gândește că e o combinație între fotbal și tenis. Probabil că pe acolo este, să spunem așa, și avem alături de noi doi invitați, respectiv actualul președinte și antrenor al echipei naționale și cea mai bună jucătoare de fotbal tenis din lume. Din lume, nu din țară, dar ați auzit foarte, foarte bine. Mai mult decât atât, la ultima ediție, așa cum scrie și pe burtiera noastră, România a obținut 7 medalii de aur și una de argint la campionatele mondiale de la Le Havre din Franța. Le spun bună seara invitaților, bun venit la emisiune. Bună seara, mulțumim frumos pentru invitație. Și noi vă mulțumim. Vreau să vă întreb foarte direct, fotbal, tenis. Haideți să-i dăm o definiție acestui sport, ca să nu căutăm, poate unii dintre telespectatori vor căuta și în Dex. Cum l-ați definit dumneavoastră acest sport, ca să fie aceasta borna de plecare a discuției din această seară? Fotbal tenis e foarte cunoscut în România sub denumire de tenis cu picior. Da, exact. Mai popular. În zona, mai puțin în Ardeal, pentru că în Ardeal se spune lop tenis, adică de la labe piciorului. E un sport foarte popular pe care toată lumea l-a jucat în fața blocului. Exact, nu trebuie un teren foarte specializat, cum e la tenis de câmp, nu, sau la fotbal chiar. Exact, aici se poate juca oriunde, ai trasat cu cretă un teren. Exact, ai cu două tombleroane. Poate să nu fie nici fileu, până la urmă se joacă și fără. Așa am pornit și eu. Fără fileu. Fără fileu. Eu când am fost student în regie, am organizat 10 ani la rând Cupa Balaci, așa se chema. În sesiune ne găseam să facem o pauză, să jucăm fotbal, tenis cu picior. Și 10 ani la rând, pe vremea lui Ceașcă, asta făceam. Numai că după Revoluție, ne-am înființat Federația Română de Fotbal Tenis, pentru că așa se cheamă la nivel internațional, ne-am afiliat și suntem membri fondator al FIFTA, adică Federația Internațională de Fotbal Tenis Association. Și de acolo am pornit aventura asta. Eu atunci eram și jucător, și antrenor, secund pe vremea aia, și de acolo am început să câștigam medalii încă din anul 90. E adevărat că la simplu întotdeauna am câștigat medalii de aur, că avem jucători foarte, foarte buni la simplu, iar la dublu și la triplu, și senior și senioară, în general, pe vremea aia câștigam locul 3. Deci noi putem să spunem că întotdeauna am adus medalii în România, adus din diverse competiții, un an impar este european, pare este mondiale. Deci acesta vom avea campionate europene. Exact. Întotdeauna am câștigat medalii și, ca să vă spun mai clar, din anul 2010, nu? Da. Din anul 2010 nu prea am pierdut. Întotdeauna ne-am clasat în primii trei locuri și, când vă spun în primii trei locuri, cu mai multe posibilități de aur decât de argint sau de bronz. Practic dețineți hegemonia, dacă putem spune așa. Așa este. Fiecare campionat, vedeți în asta. De exemplu, la Le Havre au fost 8 probe. Din 8 probe avem 8 medalii. 7 de aur și 1 de argint. Am pierdut la triplu masculin pentru că am avut 3 jucători de bază accidentați și am jucat mai mult cu rezerve. Nu vă exclud din competiție ca să mai câștige și alții, să invoce diverse motive, nu știu, chiar, să nu vă dea viza la timp. Chiar a fost o glumă. Eram în Basel la o cupă mondială și jucam contra danezelor și chiar a fost o glumă pe margine pe baza asta, măi, nu, când vă retrage și voi sau să rămâneți însărcinate amândouă fetele în același timp ca să putem să câștigăm și noi, adică cele două fete însemnând eu și cu o colegă de-a mea care suntem pionul principal, ca să zic așa. Poți să-i dai și numele, ca să o audă toată Florina. Țara? Ok. Chiar Florina și la triplu încă o altă sportivă foarte bună, colegă de-a ei. Rizescu Ana Maria. Rizescu Ana Maria. Și Paraschiv Paula. Așteptat sunt cele... Nu uitam nici de Sagău. Sagău și... Pentru că asta e echipa noastră feminină, care sunt cele mai bune din lume. Nu le bate. La ora actuală nu le bate nimeni. Ați încercat, pentru că la tenisul adevărat se mai joacă câteodată un meci demonstrativ între un băiat și o fată. Ați încercat să jucați contra băieților? De mai multe ori. Am jucat chiar cu Florina, un meci demonstrativ cu Falemi și cu Aliuță.
Oh, foarte bine, interesant. Pe lângă alte meciuri. Și cred că avem și un filmuleț, da. O să-l vedem mai puțin mai târziu. Trebuie și să spunem, a fost un pariu. Foștii fotbaliști, nu? La ei ne referim, la Farin și la Aliuță, da? Și i-ați bătut? Da, i-am bătut. I-ați bătut? Fără probleme. Fără probleme. Nu a fost un pariu. Am jucat așa la relantiu, ca să spun. Nu v-ați forțat prea mult ca să mai poate să jucați și altă dată, că altfel... Și fost ca în tenis, dacă dai 6-0, 6-0, adversarul nu se mai prezintă după aceea, lasă, mai bine nu mai joc. A fost un pariu între mine și Falemic, pentru că Falemic, cunoscând părinții, îl știu de când s-a născut el. Și el, știindu-mă normal ca antrenor de karate, că eu, asta e sportul meu de bază. Deci ați făcut karate prima dată? Da, eu am venit în România în 76, încă din 77 am școala mea de karate. Hai să ne spuneți puțin istoria așa, deci ați venit în 76? Am venit în 76, am câștigat o bursă ONU, pentru că eram foarte bun sportiv și foarte bun student. Din ce țară proveniți? Din Insulele Capului Verde. Ok. Și am venit în România cu o bursă și eu am ales România, că am avut 4 țară de ales, am avut Cuba, România, Portugal sau Germania Democratică. Am ales România pentru că am crezut că karate este foarte dezvoltat în România. Știind pe vremea aia că handbal era foarte bun, gimnastică era foarte bun, judo era așa și așa, am spus, mama, să vezi ce arte marțială fac așa acolo. Și cum și a când fost am ajuns aici, nu prea. Ați rămas dezamăgit. Un pic, da. Dar m-am întâlnit în schimb cu foarte mulți studenți dornici să învețe ce știam eu. M-am întâlnit cu câțiva care știau câte ceva, cum Sensei Marinescu, pe la Timișoara erau mai mulți. Cel care s-a ocupat de marea echipă Steaua. Da, care a făcea strășnicul. Câștigătoarea din 86 a cupei campionilor, cum 86, da. Da. Atunci am deschis prima mea școală de karate, încă la Bacău, în anul pregătitor, în 76. Se făcea un an pregătitor ca să învățați limba română. Care la mine, de fapt, a durat 7 luni. Și pe urmă am venit în București și am deschis prima școală la Ecran Club. Au trecut 42 de ani de când predau karate în România, cu rezultate foarte bune. Deci faceți în paralel acum și karate și fotbal tenis, da? Exact. Sunt antrenorul echipei naționale și la UADO karate și la fotbal tenis. Și o chestie comun e că mi-e place să lucrez cu oamenii care au și capacitate intelectuală. Deci eu mă ocup de studenți, de copiii ăștia mei și de la fotbal tenis și de la karate și cu școala. Deci Ana, de exemplu, de când de ce clasă era? Era clasă... Când am început? Da. Aveam 10 ani jumate. Deci o lăsăm pe ea să ne povestească viața de până acum în sport. Am început la 10 ani jumate la un turneu organizat de Ziua Copilului. Jucam, se făceau atunci, da, jucam între blocuri cu verișorii, fiind singura fată dintre toți verișorii. Jucam toată ziua cu ei tenis cu piciorul, cum îi spuneam noi, fără fileu, fără la linie, să nu depășim linia. Și a venit un domn care este antrenor la club, Druncea Dima, că nu vreau să particip la o competiție, că îi place potențialul pe care l-a văzut în mine. Inițial am zis că nu, după aia m-a tentat, a zis și verișorul meu, hai că vin și eu, mergi și tu. Și am mers și chiar am câștigat competiția bătând 3 fete care deja erau jucătoare de fotbal tenis cam de un an sau doi. Deci erau legitimate. Exact, da. Și jucau în competiții oficiale, le-am bătut, am jucat la proba de simplu, jucam simplu cel din prima, ca să zic. Apoi am continuat să particip la antrenamente și am prins gustul, ca să zic, acestui sport și am rămas. Am încercat să evoluez mai mult, să muncesc, iar din 2012, de când am venit la facultate în București, la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, domnul antrenor de la LOT ne-a ajutat foarte mult, ne-a căutat sală, ne-a antrenat, am progresat foarte mult și fizic, și psihic, și tactic, și tehnic, tot ceea ce ne trebuie ca să facem performanță. Aveți psiholog la LOT sau dumneavoastră sunteți și psiholog și antrenor? Vorbește și... foarte mult cu noi. Asta am făcut și eu pe vremea la facultate. Întotdeauna, mie mi-a plăcut întotdeauna să citesc și partea asta de anatomie, biologie, că am făcut niște cursuri de prim ajutor pe vremea aia de Crucea Roșie, cum se spunea, am făcut niște specializări prin Japonia, în acupunctură, presopunctură, deci mă ocup de toate acestea. Da, foarte bine. Foarte bine și sportivii mei, eu mă ocup de ei.
Mai e nevoie să mai aveți și medic la lot? Sau? Nu, nici nu avem posibilități financiare de așa ceva. Deci, practic, sunteți și medic și... La nevoie pot să fac și aseu, ce întrezi, dau cu cap. Cazul lui Iană, de exemplu, în anul 2000, au trecut 5 ani de atunci, nu? De când? Când ne-am dus la doctor că a vrut să te opereze a doua zi. A fost în 2012, când am avut și problema la gleznă. În 2012 au depistat-o cu un menisc cu varză, cum zicea domnul... Și cartilaje, Codoreanu. Codoreanu, de la Spitalul Militar. Și din cauza că am fost trimiși de un bun prieten de-al meu, un fost elev de-al meu de la karate și la fotbal tenis, care are prieten cu dumnealui, el a fost foarte amabil și a spus, trebuie neapărat operat. Asta mic a făcut o față... De numai, când am spus, lăsați un pic să vorbească cu părinți, să vedem ce facem. Și aveam campionat, ne pregăteam pentru european. De 2012, ne pregăteam de mondiale. Și când am ieșit de la gabinet, mi-a spus, doamnă profesor, eu n-aș vrea să mă operez, că vine campionat mondial, nu avem timp de recuperare și i-am spus, nu ești obligat să operez. Dar durerile erau atât de... Erau. Se simțea la antrenament. Nu. Și am spus, dacă vrei, nu te operez, dar de mâine o să facem ceva spartan, tip spartan. Și te scapi eu de operație, dacă vrei. A fost încântată. Am început a doua zi la Parcul Carol. O lună de zile... Îți mai aduci aminte cum a fost? Da, a fost. Cum a fost? A fost chin, ca să zic așa. Păi a zis program spartan, deci e clar. Făceam scări foarte multe și specific pe o anumită serie de scări. Și tot felul de variante de exerciții cu genunchi sus, cu oprire, mai ales pe piciorul cu probleme. Afectat. Da. Și mi-am întărit musculatura. Și a fost chiar foarte bine. Ușor, ușor am simțit că capăt mai mult echilibru pe el, mai multă forță, aveam încredere, nu mă mai și începeau să dispară durerile. Poate și la nivel mental s-a lucrat. Probabil, dar și m-a ajutat și musculatura, fiind mult mai întărită. Chiar a fost super, numai că dai dintr-una într-alta. Mi-am făcut bine, să zic, genunchiul, care la un moment dat probabil voi ajunge să mă operez, dar... Da, mai târziu, cât mai târziu, cu atât mai bine, pentru că dar te operezi de meniscul sau de încrucișate la o vârstă mai fragilă, ai o problemă pe urmă. Întotdeauna rămâi cu problema acolo. Eu știu că am trecut prin asta. Atunci sportivii mei prelungesc chestia asta cât de mult pot. Și cazul și lui Rizescu a avut problemă cu ligamente încrucișate și tot așa am recuperat-o prin exercițiile fizice. De atunci au trecut 9 ani și nu s-a operat, nici ea. Am o singură fată care a ajuns neapărat la operație pentru că nu m-am ocupat de ea cum m-am ocupat de fetele din București, ea fiind de la Cluj. Și a avut un timp care ea trebuia să se opereze acum vreo 10-15 ani. A ajuns anul trecut să se opereze când în timpul cantonament și-a rupt... Pur și simplu a cedat complet genunchiul. Și n-a mai. Din sportivii mei, toți cei care au avut probleme, slavă Domnului, ajutat Dumnezeu, eu i-am ajutat. N-a fost nevoie niciunul să ajungă la operație. Eu am făcut o singură gafă. Gafă. Să recunoască. În 2012, imediat după faza cu genunchiul, cu recuperarea, am intrat în cantonament. Era zăpadă în luna octombrie, la jumătate, noiembrie, spre decembrie. Noiembrie, la sfârșitul noiembrie, spre decembrie, eram în cantonament la Vadul Crișului, alergam pe teren de fotbal. A nins, a plouat și a nins din nou, s-a făcut strat de gheață de desubt. Eu am călcat greșit. Când alergam, mi-a fugit piciorul și am făcut o entorsă. Probabil ea era o entorsă mai mică, dar eu, dacă n-am spus nimica, mi-a fost frică, nu spun că poate nu mai joc, poate nu mă mai lasă să fac antrenamente, am tăcut din gură. Și am făcut și un hematom, probabil m-am și atins, nu știu, de gheață, de ceva, și am tăcut din gură, da, s-a făcut rană deschisă, nu mai puteam să sucesc piciorul, să lovesc, erau niște mișcări pe care erau naturale din partea mea, și nu le mai puteam face în antrenament, nu le mai puteam face mai ales în competiție. Și
exact în timpul competiției, m-a întrebat de ce nu servești nu știu cum, de ce nu pasezi așa, de ce nu-ți faci atacul tău pe diagonală cu glezna să citesc. Ce noi făcut să și am zis că nu, că mă menajez pentru semifinale, pentru finale, dar eu de fapt nu mai puteam de durere, iar în finala de simplu jucam cu Ungaria. Și m-am încăpățânat. Multă campioană. Da, era cea mai bună. Deci, până în 2011 am bătut-o prima dată, iar în 2012 era deja a doua confruntare. Și m-am încăpățânat. A treia, da. Când 2010 în 2010 m-a bătut, exact. De atunci n-am mai bătut-o nimeni. M-am încăpățânat eu, hai că sunt în finală, să dau lovitura mea. Și mai bine nu o făceam, pentru că în momentul în care am făcut lucrul ăsta, ceva pur și simplu s-a declanșat, o durere cruntă, n-am mai putut să fac nimica. Domnul antrenor mi-a făcut semn să renunț. Am zis că nu, că o să continui așa. Într-un final am câștigat, dar cu niște dureri groaznice, și de acolo s-a terminat competiția. Am ajuns în țară în următoarea zi și m-am dus direct la spital. Ruptură tibiotarsiană, piciorul în gips o lună jumate, aproximativ 2 luni. A jucat toată competiția 4 zile. Deci la o întors am ajuns la ruptură. Îmi dau seama cam ce durere au fost atunci. Da, și ea e încăpățânată că știa și că dacă... Și nu se simțea nimic. Nu, simțeam că mi-a morțit, dar nu aveam control pe el. Cum juca teatru față de mine, de exemplu. Că eu o bunghisem la un moment dat ceva în neregulă, că nu erau loviturile ei, știi? Și i-am cerut time-out, am spus, ce cu tine? Ce se întâmplă cu tine? Nimic, sunt un pic emoționat, că uite, aștept semifinale, m-a driblat bine. Dar la o lovitură, la simplu, la finală, am văzut cum s-a strâns așa. Iese lovitură, trebuie să sucești foarte mult din gleznă, să lovești. Și am cerut time-out, am spus, tu ești lovit. A spus, da. A spus, nu mai joci. A spus, nu, trebuie să joc, trebuie să termin. Și uite, atunci a câștigat. Am și, deci, gândiți-vă că am câștigat primul set, 11-1. Al doilea set conduceam cu 7-2 și am luat bătaie. La 7-2 am vrut să dau lovitura respectivă și acolo s-a rupt tot în setul respectiv. De la 7-2 pentru mine s-a făcut 11-7 pentru ea. În setul 2 a avut ea 7-2. În setul 3, a avut ea 7-2, a făcut 9-6 și am bătut 11-9. Deci a fost un meci cu foarte multe răsturnări de situație. Și chiar credeam și nu mai credeam în victorie, dar nici nu mă lăsam. După ce că erai și accidentată, numai asta nu mai lipsea să fie și un da, și dramatic. Da, și știți cum sunt și rumorile de pe margine, că se preface, că n-are nimic, că așa e peste tot în toate sporturile. Nu era U21 atunci, nu? Nu, era doar mixtul. Mixtul, dar atunci a câștigat 5 medalii de aur cu piciorul rupt. Asta bine, și încăpățânată. Cred că este o noutate, nu? Sau o premieră la nivel mondial, la care putem a pune. Fost și pentru mine, pentru că pe mine ei nu prea reușesc să mă păcălesc, dar m-a păcălit. Numai atunci, la finală, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă cu ea și s-a prefăcut de numai. Ea a fost o actriță extraordinară, în afară de bun jucătoare. Bun, dar în hotel, nu știu, când mergeați la masă sau așa, nu ați văzut că... Eu fiecare seară, înainte de culcare, după ce mâncam, că eu nu las sportivii mei cum fac, am cum spus faceau... Că am dureri, dar nu în zona respectivă. M-a deci driblat. Că mă doare, dar nu glenă. M-a dus, că mă doare m-a dus în altă zonă. Și îi făceam presopunctură, crezând că are ceva. Și nu simțeam aia. Făceam un fel de oxigenare. Și până la urmă am dat seama că are un hematom acolo. Dar numai că hematom era un pic mai sus de unde avea ea probleme. Deci m-a driblat foarte, foarte bine. Că altfel știa clar care era soarta. Nu juca. Acum că este studentă la UNEFS. Da, sunt la doctorat. Poate se duce și la actorie, cine știe. Apropo de... Prefer să rămân în domeniul okay. meu. Apropo de student și la doctorat. Sunt foarte mulțumit pentru că dintr-o federație foarte mică, vorbesc acum numai de fotbal, tenis, prin rezultatele lor sportive am reușit să fac dosar la 53 de sportivi. Care să poată să intre la facultate. Da, 53 de sportivi momentan la diferite facultate din România. Care majoritatea chiar au terminat. Care au și terminat. Deci eu chiar m-am informat odată cu doamna Alin Petrache, care era președintele COSR-ului. Și care a fost și la noi în emisiune. Da, care el va suferi din... Nu există niciun antrenor din România să se ocupă și de educație, cum te ocupi tu de copiii tăi. Am auzit această poveste înainte de emisiune și chiar voiam să vă întreb. Știu că, practic, și selecția o faceți... Tot cum așa. O faceți? Stai de spuneți dumneavoastră ca să nu... Eu am un principiu foarte clar. Ești bun la școală. Prima chestie care întreb la copil, cum stai cu școală?
Au fost foarte puțini care au reușit să mă păcălească, în sensul că, sau chiar antrenorul lor de club, că ei știu cum fac selecția la națională, ai un copil bun la școală și după ce e selecționat, după ce mergem la un campionat, după ce vorbesc cu el, îmi dau seama că nu e chiar așa de bun. Și atunci eu întreb orice fel de relație. Sau îl trimiteți acasă, sau nu mai selectez. Nu mai selectez. Sau îl ajutați. Sau îl ajut. Trag lângă mine, cum am atras niște sportivi de la Lupeni, am adus în București. Eu mă ocup și de școala lor, inclusiv și a ei când era student. N-am avut probleme. Am avut probleme în anul întâi. Era și ea cu capul, că a ajuns în capitală. După 3 luni de zile am spus stop. Sau te vezi și de școală și de antrenament, sau te trimit înapoi la Lupeni. Așa am adus mai mulți, așa am de gând să duc acum 2 copii care au niște situații foarte precare și unul e în clasă a noua, cu o fată. Am și rezolvat, mulțumim lui domnul de la Iliade, care m-a ajutat, și cei de la UNEFS care mă ajută necondiționat, domnul director Porumb și domnul rector Pelin, ei mă ajută cu cazare al copiilor aștept, dacă nu îi sunt chiar la mine acasă, îi am drum să termină liceu și pe urmă facultate. Și pe urmă au drumul lor. Ca și nu au, n-au o situație prea bună acolo. Băiatul cel puțin, taicăsul e mort de când era la mic, maicăsii lucrează prin străinătate, crește cu bunic. Și am vorbit cu maicăsii, o să-l aduc în București. Și fată la fel. Părinții sunt... Maică-s, am înțeles că e lucrează la un restaurant sau e mai mult casnică și el e pensionar. Cam bani cât, foarte puțin. Cam câți tineri, cam câți copii v-au trecut prin mâini de când activați în sport? Numai la karate au trecut peste 700 de mii. 75 de mii? Da, legitimați, adică care au trecut în aștept 42 de ani. Deci, e un număr. Deci eu la Ecran Club, când am deschis prima școală aici în București, aveam o sală de 80 de locuri și colegii mei care aveau același sală ca mine, cum era Mircea Ungureanu, cum era Bobby Mania avea în jur de 40 de elevi, Mircea Ungureanu vreo 60, eu la mine aveam 120. Și mai stăteau afară, fiecare lună așteptând să elibereze cei care nu rezistau, plecau și veneau alții. Era cu lista de așteptare cumva. Da, cam așa ceva. Și cum s-a făcut, eu cum pot să spun așa 75.000? Pentru că din prima generație de-a mea, care a ajuns acum pe la vreo 15 generații de când predau aici, din generația, prima generație s-au făcut a doua, a treia, a patra și ei fac preselecția mare și la mine, la lot, ajung să zicem 60 de oameni ca să aleg 20-22 care plec la campionat european sau mondial. Câți sportivi sunteți în lot? Plecați, spre exemplu, ați fost la campionatul mondial de la Le Havre, cât sunteți în lot? Păi suntem pe categorii. La fete am fost 7 fete, la seniori cred că 9, 8, 10, că sunt și probele de mixt și ai nevoie de mai mulți băieți. Iar la juniori, pentru că a fost separat de noi, au fost, că era și U21. 26 de U21, au fost 16. Deci când un lot complet, în general plec cu 24 de sportivi. Îți când trebuie rezerve. Păi da, doamne ferește, mai accentează unul. La triplu ai... Pățește cu glezna, cum ai pățit. Nu, numai că pe vremea era foarte... Nici nu aveam voie să o schimb. Adică pierdea pur și simplu. Cu cine ai început, cu ăla trebuie să-și termin. Acum ai dreptul la rezervă. Acum, deci tocmai că s-a întâmplat odată. Noi înainte era un regulament foarte rigid. Aveai drept. Un jucător pe care îl înscrii în competiție trebuia să te duci cu el până la sfârșit. Nu mai puteai. Numai cu jucător. Nu mai poate, ai pierdut. La dublu aveai 3 jucători care aveai un simbol rezervă și ai o grămadă de meciuri. La triplă aveai 5 jucători, care aveai 2 rezervi și ai o grămadă de meci. E imposibil, uman vorbind. Să le duci pe toate. Dar sunt și jucători care, nu știu, joacă și simplu, și dublu, și triplu, și mixt. Da, eu le joc pe toate, da. Păi atunci eu de la bun început am fost vicepreședinte la Comisia Tehnică al FIFTE, al Federației Mondiale. Că am fost un jucător, că decât bun,
slavă Domnului, și m-au cooptat. Eu veneam întotdeauna cu propunere, măi omul, oamenii buni, hai să facem ca un sport normal, adică și la simț să aibă drept de rezervă. Inițial a fost drept de rezervă numai în caz de accidentare. Dar am spus, de ce să fie așa? De ce să nu dai posibilitatea antrenorul să lucreze cu cap? În sensul că tu pregătești meciul tău în funcție de jucători pe care le ai, da? De ce mă pui condiții că trebuie să joc numai cu ăla? Păi stai așa, la fotbal îi condiționezi să joace numai cu 11, aia rămâne și aia care fundea și numai fundea și ăla care ataca numai ataca. Nu. Și chiar a fost o fază pe tema asta, da, la campionatul din 2014, din Cipru, nu, juniorii s-au salvat unul pe altul la simplu. Cel care juca titular la simplu a intrat mai prost în semifinală, a intrat colegul de pe bancă, a câștigat semifinala. În final a intrat cel care era de fapt rezervă, a intrat prost și a intrat din nou celălalt și a câștigat finala. Deci s-au salvat unul pe altul. Asta e munca și antrenorul. Și antrenor, ca să știi ce să facă, are posibilitățile astea. Dar o fază mai urâtă a fost când am avut campionat mondial în Brazilia, în 93. Doi jucători care au plecat, unul din Ungaria și unul din Rusia, au ajuns în Brazilia cu 4 zile înainte de competiție, s-au înscris în competiție, la prima încălzire s-au accidentat. Și n-au mai putut să reprezintă țara lor. Vedeți dumneavoastră. Și atunci ce poate? Exact. Jucători, dacă nu era voie. Da, da. Atunci a fost primul semn de alarmă și i-am spus. După 6 ani de abia, au ajuns la vorbele mele. Și atunci de acolo s-a schimbat. Doi jucători la simplu, ai voie să le înscrii. Intru în meci, dacă vrei să le faci schimbare între ei pe set, poți să le schimbi, ce este normal. Nu ai voie să revin în teren. La dublu ai doi jucători, două rezerve, care nu există rezerve. Sunt jucători care poți să le folosești oricând, ca și la volei. Exact. Pentru că sportul nostru, care fotbal, tenis, de fapt și drept, toată lumea confundă între fotbal și tenis. Nu prea avem... Dar practic e un fel de volei cu picior. Da. Mai mult. Da. Volei cu picior, dar cu fileu la 1,10 m. Nici măcar nu e de fileu de tenis, că fileu e diferit de fileu de tenis. Și terenul folosim teren de 914, așa că... Terenul folosim teren de volei, la triplu. Și teren de dublu și de simplu este teren de tenis la servă. Și servim într-adevăr și noi în diagonală la simț și la dublu. Deci e practic o combinație, volei, tenis, mai multe sporturi. Careul de serviciu de la volei îl avem și noi, limita aceea, la 6,40 plus terenul de triplu. Jucăm pe aceeași suprafață. Aici intră și o parte de elasticitate, mobilitate, detentă și forță care vin din karate. Că vedeți pe pozele pe care curg pe acolo, să vedeți că cum stau cu picioare în aer. Da, trebuie să... poze sunt absolut, zici că sunt foarte artistic făcute. Și... trebuie să ai o mobilitate foarte mare. Noi lucrăm la mobilitate ca la karate. O să ne spuneți cât durează și un antrenament, cât durează un cantonament, ce înseamnă și alimentația, dar să discutăm și despre campionatul mondial și despre campionatul european. Sunt sigur că nu o să ne ajungă timpul, pentru că este un sport pe nedrept, mai puțin mediatizat decât multe altele. Și tocmai de aceea poate ne propunem să mai facem o emisiune undeva când, înainte de a pleca sau când veți întoarce de la campionatul european. Deocamdată luăm o scurtă pauză pentru publicitate.